Astăzi revenim cu episodul cu numărul 3 din cariera cu Barcelona. Bine m-am regăsit la această carieră minunată, nu am uitat de această carieră. Continuăm să postăm aici din această serie pentru că mai avem o grămadă de lucru. Messi, din păcate, am încercat să dăm aici un predict, nu a venit la Barcelona din multe motive, dar... Poate o să vedem o revenire sezoanele următoare. Tot sperăm de când a plecat să se întoarcă Messi. Din păcate a ales America, dar uite, măcar aici pe cariera este la Barcelona. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate like-urile, toate comentariile de la episoadele trecute. Apreciez foarte, foarte mult când vă place o serie de genul și vreau să mai facem și cariere cu mai multe episoade, nu doar reconstrucții, pentru că reconstrucțiile durează foarte mult. Și așa putem să și interacționăm, să mă și ajutați la episoade, la transferuri și așa mai departe. Ei bine, am ales și două comentarii pentru că îmi place să vă citesc comentariile și sugestiile și avem cel mai apreciat comentariu de episodul trecut al lui Bad Shark. Te pup, Bad Shark, îl știu pe Bad Shark, e prietenul meu care se uită la toate clipurile de FIFA. Ne-a zis așa că o soluție de viitor ar fi Bernardo Silva în caz că vrei să te joci cu Cam, ok. Joshua Kimmich, e realist, se discută, e bun pe CDM. Alt jucător pe CDM ar fi Declan Rice, ok. Pe partea de atac a zice Leao și a mai dat acolo niște opțiuni Osimhen, Jesus, Kolumuani și Aubameyang. Plus ne-a mai dat câteva soluții de KB, dar cred că pe KB stăm destul de bine. Și Mitu Popa ne-a mai lăsat și el un comentariu, mi-a plăcut cum a formulat acest comentariu. A zis, a revenit Messi și a zis lui Xavi că îl vrea pe conaționalul său în atac, Julian Alvarez, și pe CDM cel mai Barça style e de departe Rodri. Zi faină, mersi frumos Mitu pentru acest comentariu, foarte tare comentariu ăsta, chiar mi-a plăcut și ar trebui să-l bag în episod. E bine, v-am zis că ne-ar cam trebui un CDM în primul rând și eventual o rezervă de atacant. Momentan îl joc pe Fati, rezervă de atacant pentru Lewandowski. Acum foarte mulți mi-a zis variante de la City care abia ce a câștigat Champions League-ul. Ideea e că Bernardo Silva va pleca de la City, nu a prelungit contractul cu ei, foarte, foarte slabe șansele să mai rămână la City, deci probabil va pleca, dar acum noi pe poziția de KM avem deja jucători foarte buni, precum Pedri, Frenkie de Jong, îl avem și pe Gavi, mai avem un Nico, deci avem foarte, foarte mulți jucători pe poziția aia. Maxil să-l fi jucat pe right wing, dar e deja Messi acolo, mai avem Rafinha. Chiar nu cred că Barça are nevoie de Bernardo Silva. Din punctul meu de vedere, e un jucător extraordinar, dar nu cred că are ce căuta aici. În schimb, Rodri e și spaniol, se pliază pe cerințele celor de la Barça, dar nu cred totuși că ar veni la Barça. Adică Rodri e într-o formă foarte bună, a dat gol în finală, e într-o formă bună, toată lumea îl iubește pe Rodri la City, deci slabe șanse să plece Rodri de la City să vină la Barça. Dar uite, Joshua Kimmich se zvonea la un moment dat că s-ar putea să vină la Barça în această vară și e un transfer destul de realist. A fost antrenor de Guardiola, vine acum, îl antrenează Xavi, e pe stilul Barcelonei, poate juca și RB și KM, deci e numai bun acolo domnul Kimmich. Așa că ultimul meu transfer din această vară cred că va fi Joshua Kimmich, dacă ne înțelegem la bani și dacă ne încadrăm în bugetul pe care noi îl avem. Avem 200 de milioane și țineți cont că aș mai vrea să fac un transfer în iarnă. Vreau să fac un transfer unde cred că ar trebui să vină o rezervă sau un jucător titular, probabil o rezervă. Deci în iarnă mai vreau să fac un transfer. Ăsta e ultimul transfer din vară. Hai să vedem aici dacă putem să-i oferim ceva. Băi, l-aș da pe Garcia, nu știu. Deci efectiv nu știu ce să fac cu Garcia. Îl dăm pe Langlet. Uite, îl dăm pe Langlet, gata. Îl dăm pe Langlet plus 100 de milioane. Poate îl păcălim cumva pe Nagelsmann sau Tuchel acum, stai că ăștia de la Bayer tot schimbă antrenorii, au schimbat la antrenorii în ultimii ani. Ok, hai să vedem, 105 milioane plus Lengle, o ofertă rezonabilă și s-ar putea să vină un super jucător în această echipă, Kimmich, care bă, îmi place foarte mult de Kimmich, bă, ce evoluția a avut băiatul ăsta, e unul dintre cei mai buni CDM în momentul de față, cred că un cel mai bun CDM din Bundesliga, zic eu. Vrea 3 ani, hai să încercăm cu 4, ne forțăm mâna cu 4 ani, fără clauză, mamă, 200, nu, fără clauză de reziliere.
și vreau un salariu de 125.000 pe săptămână. Hai să renunțăm la aparițiile alea, 135.000, un salariu mai mic decât la Bayern. Bă, uite că l-am semnat pe domnul Joshua Kimmich, vine, sau Kimmich, nu știu cum se pronunță, cred că sunt ambele ok, Kimmich, scrieți-mi în comentarii cum se pronunță mai ok, că am auzit ambele variante. Ia să vedem cine îl primește, chiar sunt curios, că în afară de Xavi, ce jucător îl primește? Frankie de Jong, care e blond! Bă, de când e Frankie de Jong așa blond? Oh, a venit Ter Stegen, conaționalul lui, Ter Stegen, german și el. Ia uite, tată, bă, cred că o să se înțeleagă bine cu echipa, chiar cred că o să se înțeleagă bine. Kimmich, numărul 7, wow, numărul 7, Kimmich, ia uite-l, tată, frumos, 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 chiar îmi place. Da, mă, da, vezi că e ce trebuie transferul ăsta, chiar îmi place ce am făcut aici. Lenglet, pe care nu-l mai foloseam, nu știu dacă mai apucam să-l vindem, și Joshua Kimmich, nota A. Chiar nu mai aveam CDM de când a plecat, de când plecase domnul Busquets, rămăsesem cu Zubimendi. Și Zubimendi nu prea mi-a plăcut, sincer, în ultimul meci. Ia uite, Joshua Kimmich intră aici perfect în echipa noastră și arată foarte bine echipa noastră. Îi mai dăm șanse lui Balde. Eu zic să-i mai dăm șanse lui Balde. Are potențial foarte mare. Ne ajută aici super, super mult pe partea de potențial. Doamne, l-am luat pe Zubimendi și nici măcar nu știu unde să-l pun, frate, ești nebun. Uite-te și tu, nu mai prinde primul 11 și am dat o grămadă de bani pe el. Unde-l pun? Îl pun aici, în loc de Martinez, și rămâne Christensen. Bă, e super echipa asta, n-am ce să zic, e super, super, super echipa asta. Ce rămâne de adus, pe părerea mea, vedem Balde cum se descurcă, dacă e suficient și crește pentru sezoanele următoare. Aș vrea să fie la finalul sezonului un 84, zic eu, și pentru Lewandowski, cineva să-l schimbe pe Lewandowski. Momentan e Fati, dar nu m-a convins, dar cred că se descurcă Lev acolo. Avem meci cu Atletico Bilbao, să joace Fati în atac și debutează Kimmich. Hai să vedem cum ne descurcăm în meciul cu Atletico Bilbao. Dembele, Fati înscrie și Messi înscrie, tripleta de aur. Doamne, cine se aștepta la trio-ul ăsta? Și am uitat să vă arăt episodul trecut când l-am adus pe Messi, mergea mai bine să vi-l arăt atunci. Am un Funko Pop, că știți figurinele astea, cu Lionel Messi. L-am primit cadou de ziua mea anul trecut. Atunci era la PSG, PSG-ul a avut parteneria cu ăștia de la Funko Pop și a mai fost Neymar, cred, și Ramos parcă mai era, și am primit și eu cadou cu Messi aici, foarte, foarte drăguț. Trebuia să vi-l arăt episodul trecut, dar mi-am adus aminte episodul ăsta. Va pleca și tânărul Araujo, dar nu Araujo titularul, Araujo R.B.U. va pleca într-un împrumut de 2 ani, de un an la Real Betis, nu știu de ce aveam impresia că de 2 ani. Julian Araujo pleacă și el să mai prindă minute, pentru că la noi era deja destul de mare bătaia pe poziția de RB. Hai să vedem care sunt cele mai mari transferuri de sezonul ăsta. Nu e al nostru, deci Valverde pleacă la Manchester United pe 167 de milioane. Kimmich este al doilea care vine la noi. Mamă, ce transferuri. L-am dat și pe Torres. Da, l-am dat și pe Torres. Barella pleacă la City după ce pierde finala cu Inter. Pleacă la City, mama mia. Chiesie la Juventus. Vezi că am scos bani buni pe Chiesie, zic eu. Am scos bani foarte buni. Frimpong vine la noi, l-am dat pe Jordi Alba. Bastoni, mamă, ce investiții fac cei de la United. Tielemans, care retrogradează cu Leicester, am înțeles. David, uite, face pasul spre La Liga și pe aici deja se duc transferurile sub 60 de milioane. Este timpul să jucăm primul nostru meci în Champions League, așa că vom simula aici în calendar până la meciul cu Juventus. Avem meci cu Sevilla 3-0 și urmează super meci aici în Champions League. Avem o grupă destul de ușoară din ce văd, Galatasaray, Juventus și Dinamo Kiev. Hai să vedem echipa celor de la Juventus. Vlahovic, Di Maria, uite că Di Maria rămâne aici, l-au luat pe Gnabry, ok, pe dreapta l-au luat pe Goretzka, l-au luat pe Chiesie de la noi, da, știam chestia asta, Smalling, Savi și Bremer, o echipă
schimbată, destul de schimbată, adică sunt mulți jucători și chiar sunt curios cum arată Bayern în momentul de față. Îl am luat pe Kimmich, Gnabry la Juventus, la fel și Goretzka. Băi, interesant. Hai să-i dăm drumul cu primul meci de Champions League. Revine Messi în Champions League și uite și pe Kimmich care debutează în acest episod. Vedem aici echipele, cele două echipe, jucăm pe ploaie, o să fie destul de greu sincer pe Camp Nou să jucăm pe ploaie, dar ne descurcăm, suntem băieți mari. Ia uite echipa celor de la Juventus, interesant că totuși a rămas Di Maria și joacă acolo striker Di Maria, nu cred că a jucat niciodată chiar striker. Și Vlahovic, cred că a ajuns la super OVR Vlahovic, sincer să fiu cu voi. Hai să-i dăm drumul la meci, să vedem ce o să iasă. Mamă, nu prea-mi plac chiturile, sincer să fiu, se aseamănă. Dar asta e, ne descurcăm. Oh, deja greșeală, e bine, o. Nu, Vlahovic. Mamă, deci dacă nu se oprea... Frimpong, te rog, eu scoate de acolo. Deci dacă nu se oprea Vlahovic, ăla era gol. Bă, greu meci până acum, sincer să fiu cu voi. Hai să vedem, Dembele, îl lansăm pe Dembele aici. Este Leva. Leva, nu, îl găsești pe Leva, îl găsești pe Frenkie Dembele. Bună pasa lui Dembele, mi-a plăcut, dar Frenkie, na, nu pot să-l condamn că n-a dat cel mai perfect shoot acolo. Bine, Araujo. Kimmich. Oh, nu! Kimmich, nu facem de-astea. Mă rog, eu l-am pus să fac aia, dar am crezut că dă mai bine. Mamă, Kimmich. Ia uite, Goretzka, fostul colega lui Kimmich de la Bayern München. A jucat foarte multe sezoane împreună. Gnabry. Opa, Kunde, depășit acolo Vlahovic. Bine. Mamă, mingea tu la ei. Kostić? Nu! Adamă Kessié, nu cred. Nu cred, fostul nostru jucător, bro, ce asta? Faci mișto, bă! Kessié, bă, fix dintre toți jucătorii, fix Kessié a venit. Mă rog, respingerea în Lucky. Na. A fost bună pasa, n-ai ce să zici. 1-0, deschide scorul, minutul 31. Juventus, Torino. Mamă, săracu Messi, n-are cu cine, băi, ești nebun. Chiar n-are cu cine, nu urcă nimeni. Uhuhu, Frenkie! Bine! Mamă, ce șut prinde Frenkie de Jong! Mama mia! Mamă, asist Messi, îi opune bine Messi, nu, Kimmich, îi opune bine... Și bum, îl învinge pe Szczęsny. Mamă, bine mă băieți. Chiar nu mă așteptam să o bage așa bine. Mama mia, bă. Bine mă, Frenkie. Și ziceam că Frenkie, da, nu, n-ai ce să-i cer lui Frenkie de la șuturi. Dar uite mă că a băgat-o, mă. Bă, îmi place mult de el. Chiar îmi place mult de Frenkie de Jong. Nu știu, așa tot, caracterul, jucătorul. Bă, e tare, mă. Ia uite, două șanse, un gol. A avut mai multe șanse decât Leva. Deci Leva nimic n-a făcut. Hai Leva! Leva cu exteriorul! Scoate Szczęsny, tot la noi este mingea. Dembele pentru Pedri, înapoi pentru Dembele. Nu mă, blocaj de la Bremer. Băi, ce fază bună. Mamă, Pedri cât pe ce să recupereze. Di Maria, uite mă că încă are viteză. Încă are viteză argentinianul. Nu, no, Di Maria, bă, n-am avut ce să-i fac. Di Maria, pase, bă, ești nebun ce ne rupe Juventusul. Balde, bine deposedează acolo pe Gnabry. Hai să vedem dacă găsim cui să pasăm. E Leva aici, dar ce face Leva fix lângă noi? Ia să vedem, Dembele pentru Frenkie din nou! Cum era mă să dea al doilea gol așa? Al doilea gol. Bună ocazia. Mamă, deci fix Leva dintre toți. Ce caută mă Leva aici l-a primit? Nu! Bine mă, Araujo. Bă, ce joacă ăștia de la Juve. Hai să vedem. Mamă, Messi. Se vede work rate-ul ăla că nu pleacă. Cum bă, Chiesa a rămas singur? Nu cred. Mamă, nu! 3-1, bă. 3-1, mă? După cât am investit în echipa asta, mă? Ai, jale. Trebuie schimbată tactica. Că nu merge, mă. Leva!
Nu cred, bă, 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 deci nu pot să-i găsesc o pasă bună lui Leva, mă. O, Leva! Leva, scrie bă și el, dar e 3-2. Ne ajută la gol averaj, atât. Ca întârziu Leva. Nu știu, nu mi-a plăcut. Deci chiar nu mi-a plăcut Leva. Greoi, nu s-a demarcat atât de bine. Nu ne-a ajutat pe stilul de joc atât de mult. Mie îmi place foarte mult de Leva în realitate. Dar, nu știu, in-game... N-am putut să folosim deloc viteză pe atac. Da, 3-2 ne bate Juventus acasă. O să fie un retur greu. Asta este... Începem cu o înfrângere în Champions League. Bă, în campionat nici n-au apucat să ne uităm. Sincer, stăm destul de bine. 4 victorii din 4 meciuri. Unde e Realul? Deci nu vă Realul. Unde e Real? Pe locul 9. Are 2 înfrângeri Realul. Destul de slăbuț începutul de campionat pentru ei, zice eu. Urmează merg cu Celta Vigo, care are doar 3 puncte. Ar trebui să fie un meci ușor, zic eu. Cu Celta 2-1, Messi dublă. E foarte bun acest început de campionat pentru argentinian. Și Eric Garcia va pleca din sezonul următor, mă rog, din următoarea perioadă de transferuri, va pleca la Atletico Madrid. 21 de milioane pentru acesta. Chiar nu mai găseam locul lui Eric Garcia, din păcate. Avem meci cu Valencia. Valencia, o echipă care e într-o perioadă destul de slabă din punctul meu de vedere, adică era pe la retrogradare acum ceva săptămâni, dar cred că s-a salvat oricum Valencia de la retrogradare, nici în cariera asta nu stă foarte, foarte bine. 3-0, înscrie Messi, Dembele și Lewandowski, toți atacanții noștri. A, uite, avem aici și toate transferurile pe care le-am făcut, destul de interesante, zic eu. Ia să vedem după dată să le dăm. Deci, Martinez a fost primul nostru transfer care e și confirmat, practic. Aitor l-am luat ca și rezervă. Zubimendi, cât am dat, mă, pe Zubimendi? 45 de milioane, mă, că ne-am dat atât de mult. Se putea și mai rău, sincer. Frimpong, am dat 70. Messi am dat 40. Gündogan 50 și 100 pe Kimmich, care este și cel mai scump transfer al nostru. Mai mergi cu Villarreal, care a câștigat sezonul trecut Europa League, pardon. Hai să vedem ce vom face și acum a fost și surpriză. Când a fost, mă, surpriză de ajunsese departe Villarreal? A ajuns departe, cred că sezonul trecut, cred, de eliminase ca lumea, bă. Oricum nu mai știu, deci vorbesc prostii. Urmează meci cu Dinamo Kiev. Acum e destul de important meciul ăsta. Baldea a făcut 80 OVR. Asta voiam să văd. Voiam să văd cine este goalgetter în momentul de față. Mamă, uite că a crescut Pena. A crescut Pena, 2 puncte. Deci o să ia locul lui Aitor. E numai bine că l-am dat pe Pena în împrumut, sincer să fiu. Pe cine am mai dat în împrumut? Că n-am apucat să văd. Uite și Tore crește. A jucat Tore, mă, și Ilias. Bă, ce bine că i-am dat pe ăștia în împrumut. Arată 0 meciuri pentru că nu suntem în campionatul respectiv. Dacă am fi în campionatul respectiv unde e dat împrumut, am putea să vedem câte meciuri are jucate, dar așa nu vezi. E un bug de la FIFA, nu l-au rezolvat niciodată. Messi 6 goluri, un assist. Leva 6 goluri, un assist. Deci se bate cu Leva Messi. Am un 2, 3, 5 și 36 de ani. Mamă, și în spate vine Dembele. Bă, știi ce vreau să joc? Hai să jucăm highlights. Hai să jucăm highlights. Că, bă, s-a băgat chestia asta și nu prea am jucat-o. Hai să jucăm highlights cu Dinamo Kiev. Adică vom juca doar fazele importante. Și vreau să scrieți în comentarii cum vi se pare treaba asta. Să jucăm doar fazele importante, să jucăm tot meciul. Ideea e că dacă jucăm tot meciul, nu-mi permit să joc mai mult de 2 meciuri pe episod. Deci, așa cu highlights aș putea juca chiar 4-5. Deci poate ar fi mai interesant. Dinamo Kiev versus Barcelona. Îl întâlnim aici pe domnul Mircea Lucescu. Hai să-i dăm drumul la highlights, să vedem ce se întâmplă aici, că nu prea am jucat cu highlights, o să fie interesant. Avem prima ocazie, minutul 22. Mamă, Sinner 22, ocazia minutul 22. Bă, ce ziceți aici? Pedri. Hai să vedem dacă am cu cine. Leva. Îl deschidem aici puțin pe Leva. Nu prea-mi place ce se întâmplă. Wow. Aiurea. Oh, ocazie tot la noi. Ideea e că nu prea se demarcă băieți. Uite, îl văd pe Messi sus. Hai să vedem. Messică. Messică înapoi pentru Leva. Leva pentru Dembele. Înapoi la Leva și... Nu cremăm blocaj.
E nașpa că la highlights, dacă ai pierdut mingea, s-a dus faza, gata. S-a dus faza, dar într-un fel înțeleg. Wow, e ocazie, minutul 42. Nu-mi spune că facem egal cu Kiev, că avem super ușoară grupa. Bine, mă, balde, mă. Bravo, mă. Uite, acum trebuia să lase faza. Trebuia să o lase. Ia să vedem, ocazie bună, cred că aici. Hai, leva, leva și golazo. Bine, mă, Robert Lewandowski, cum ar zice domnul Müller. Bine, tată, aia zic. Aia zic, le-am brațe Messi și Kimmich. 1-0. Avem corner, trebuie să ne apărăm aici. Ha, ce prostie am făcut, nu cred. Ia, fază, fază, fază bună, fază bună pentru Dembele. Trebuie să plece Leva. Trebuie să plece Leva și pleacă foarte bine Robert Lewandowski. 2-0. Bă, îmi place, mă, și cu highlights. Vezi că e tare și cu highlights. Mă rog, dar Dinamo Kiev e destul de slăbuță ca și echipă. Ia, Messi. Mamă, dar da pasă din prima. Eu nu i-am dat să dea pasă. Ia să vedem, pasă înapoi pentru Messi. Se duce Messi aici. Un borol. Ia să vedem. Am la cine, mă? Mamă, n-am avut la cine să paseze. Efectiv, s-au băgat în spate. O, ia. Hai să vedem că avem centrare de la Messi. Messi, că trebuie să o bagi la cap pentru Leva. Ia să vedem. Centrare bună. Nu e pentru Leva, era pentru Kimmich. Dar tot la noi e mingea. Ia să vedem. Gündogan. Ce caută Gündogan, frate? Face și schimbări jocul. 2-0. Câștigăm. Eu zic că mai trebuie jucate și un din când în când highlights. Nu știu, scrieți-mi în comentarii ce părere aveți. Și totodată vreau să-mi dați recomandări pentru episodul următor. Ce rezervă de atacant să luăm pentru Leva. Va trebui neapărat să luăm o rezervă acolo de atacant. Pentru că Leva obosește, adică nu poate juca meci de meci. Și Fati nu merge atacant. Deci chiar nu merge Fati atacant. L-am mai încercat și nu prea a mers și bugetul este de, hai să vedem cât avem un buget în momentul de față. Bugetul e de 100 de milioane aproximativ, plus minus, mai trebuie să păstrăm pentru salarii, dar cam atâta. Episodul următor, avem două meciuri cu Galatasaray, destul de ușoare meciurile în campionat, avem un Real Sociedad, așa mai greu, și după aia avem două meciuri de foc cu Juventus și Atletico Madrid. Grele meciuri aici, după aia ușor în decembrie și ianuarie o să mai vină acolo transferuri. Sper că v-a plăcut acest episod, lăsați un like acolo, v-am pupat, pa, pa!